Am avut de suferit. Bineînțeles că toate vizitele oaspeților lui Ceaușescu, prietenilor lui, aveau un program și metrou. El se fudulea cu această realizare românească. Și egal cine a venit, a trebuit să viziteze și metrou. Și cine răspundea de toate, indiferent că am șef serviciu, director tehnic sau director general, eu. Și trebuia să povestesc despre metrou. Erau constante vizitele astea? Vizite de stat. Da. Veneau. De exemplu, ultima a fost alu a Neamțului. Cum îl chema? Walter Ulbricht. Da. Parcă așa. Președintele RDG-ului. Așa. Și la toate vizitele, Curticianu, secretarul CC-ului, transmitea prin ministru să-mi spună lui ăla lung, lui ăla mare, să vorbească mai scurt. Eu începeam povestea metroului de la Leonida, de la Sovrom metrou, de la... Și ajungeam la castravetele respectiv la Ceaușescu, dar în 72 s-a luat decizia, dar s-a pus condiția să-l facem singur. Și l-am făcut. Ia că ăsta este. Da. Nu, să nu pomenim de partea aia. Dar eu făceam pe prostul și tot. Și iar... Să înceapă doar de la el. La el. Exact. De la el, de la el. Piatra de... Și ultima vizită a fost a președintului Germaniei. Și... Honecker, parcă îl chema, sau cum îl chema. Da. Și am vorbit cu el direct nemțește. Și am tradus puțin. El era însoțit de un traducător pentru Ceaușescu. Da, mergând numai un interval de stație, am vrut să-i spun cât mai multe. Și iar am fost pleznit, a fost ultima vizită, dar asta a fost în primăvara lui 79 și n-au mai fost altele, așa că n-am pierdut nimica sau nici ei n-au pierdut. Că n-am fost cu minte, n-am fost nici mai interzis, că eu iar povesteam istoria Dimitrie Leonida și etc. Da. Făceam pe prostul, nu? Să mă supun chiar așa. Iar Cotoroanța, că nu pot să-i zic altfel, deci la toate inaugurările eu trebuia să fiu acolo. Am plecat din Piața Victoriei spre universitate. Și spun eu, subliniez, 2,5 km, 2500 de metri, spun cine e arhitectul, îmi scapă numele acum, oprim, dăm din mână, așa, plecăm spre Piața Unirii 2. Urmează Piața Unirii 2, ultima stație a călătoriei noastre, distanță circa 1000 de metri. Prea aproape, sare Cotoroanța de pe tabure de acolo. Și eu zic, da, aveți dreptate față de 2,5 km, cât sunt între Piața Victoriei și Universitate. E mai scurtă, dar noi avem interesul să plasăm stațiile în centrul orașului cât mai dese, ca să intre cât mai mulți călători, să încasăm cât mai mult și să reducem diferența de tarif, subvenția de la stat, s-o diminuăm. Da. De aceea avem acest interes. Aha, zice ea. Și profit de ocazie și Bicerului permite să raportez, zice, da. Toașul președinte, cetățenii din zona Brâncoveanu, Olteniței, ne roagă să depunem toate diligențele, să desfacem, să facem accesul la stația Brâncoveanu. Că e terminată, funcționează și trec trenurile fără oprire, că nu avem acces. A tras un răgnet, lasă, nu acum! Să trăiți, iertați-mă, am înțeles. S-a terminat, am ajuns. Mă întreabă ministru, ce ai spus, domnule, de a țipat așa? Despre Brâncoveanu. Păi tu ești nebun? Nu ești nebun, dar trebuie să-i spună cineva pentru Dumnezeu. Avem stația, călătorii merg 2 km de sudului și pieptănar, cum îi ziceam aici, acum e eroii revoluției, 2 km 200, da? Păi, și noi avem stație acolo și trecem fără oprire. Că nu avem un acces făcut. Merg pe peron Olteanu, primarul. Ce i-a spus generalul Olteanu? Ce i-a spus că ți-a țipat așa? Și i-am repetat. Și bine ai făcut. Să știi că și eu i-am spus de 3 ori. M-a pleznit, dar să vezi că nu trece multă vreme și dă drumul la lucrare. Da. Așa a fost.